Pe 16 august, la Ceadăr Lunga, ați spus că Republica Moldova va avea un președinte în această toamnă. Având în vedere și decizia Curții Constituționale de ieri, ce soluție vedeți pentru această problemă? Da, vedeți că declarația pe care am făcut-o la Ceadăr Lunga, în autonomia Găgăuze, se află această localitate, am mai spus ceva pe care mi-am bazat această declarație și vreau să reiterez ceea ce am spus atunci. Am spus că vom avea președinte deoarece eu puternic cred că avem în Parlamentul Republicii Moldova suficientă rațiune pentru ca să nu împingem Republica Moldova în alegeri anticipate, ceea ce ar reprezenta catastrofă. Nu mă refer doar la tergiversarea proceselor în care avem acum o dinamică foarte și foarte pozitivă. Dacă doriți, vizează și scepticismul care poate apărea în societate în urma acestor alegeri interminabile, care este un lucru foarte periculos. Noi avem nevoie în continuare de o societate mobilizată și optimistă. În cazul în care, și având în vedere această decizie a Curții Constituționale, care în mod firesc n-ar trebui să o comentez, ea trebuie să vină spre executare, nu spre comentariu, dar totuși o să-mi permit să fac acest comentariu. Ea a fost această decizie una firească și una absolut legală. Ea reiese inclusiv din spiritul Constituției, din conținutul privit prin prisma abordării juridice, nu emotive sau oportuniste, dar și din punctul de vedere care reieșe din avizul Comisiei de la Veneția. În acest sens, lucrurile sunt foarte clare, aceste speculații care au existat pe parcursul mai mult timp au luat sfârșit. Acum urmează să ne concentrăm asupra identificării soluției. La capitolul soluții, eu categoric nu agreez această abordare care există pe parcursul timpului, deja testată în Republica Moldova, ce ține de concurența lansării candidaților. Nu asta este soluția. Nici menținerea unui singur candidat care devine deja banc în Republica Moldova. Este necesar să identificăm soluția pentru ca un candidat identificat să fie ales. De aceea noi nu participăm în acest concurs, dar vom face tot posibilul pentru ca să creăm acea atmosferă necesară în urma căreia să putem să dialogăm. În identificarea unei soluții durabile, nu doar pentru alegerea de astăzi a președintelui. În acest sens, avem două soluții care pot avea finalitate logică, deci alegerea președintelui, și mai mult decât atât, să fie legale. Pentru mine, al doilea aspect este mai important. Nu o să deviez niciodată de la principiul legalității. Chiar dacă oportunitatea ne impune foarte des să mai gândim câteodată să deviem. Deci, vis-a-vis de soluții. Prima este sigur că în urma unui dialog civilizat, inclusiv cu Partidul Comuniștilor, și speculațiile care sunt vis-a-vis de pactizări, coalizări, ele sunt unele speculative cinice și absolut neserioase. În toată lumea, atunci când sunt momente grele pentru țară, partidele, indiferent de ideologie, indiferent de trecutul și de relațiile care au fost în trecut, iau decizii în interesul larg național, nu în interesul unui partid sau altul, sau nu prin prisma frustrărilor personale sau supărărilor personale. De aceea, urmează să asigurăm acest cadru în care să discutăm civilizat în a identifica o soluție. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, rămâne, iarăși, din punctul nostru de vedere, unică soluție ca să adoptăm o nouă Constituție. Vorbesc de adoptarea unei noi Constituții, fiindcă nu este firesc și nu este corect să scoatem oamenii la un referendum pentru a modifica un singur articol. Este necesar să depunem efortul necesar, conjugat, cu participarea tuturor celor care au capacitate în a elabora o nouă Constituție, care să vizeze problemele în perspectivă care poate să le aibă Republica Moldova, o Constituție care să răspundă la întrebări, dar nu să creeze întrebări, și să o
adoptăm în acest referendum, care urmează a fi organizat. De aceea, avem nevoie de timp, avem nevoie de implicarea tuturor și de realizarea unui compromis. Fiindcă cea mai mare discuție pe care eu o întrevăd, și este firesc să fie așa, va fi pe marginea formei de guvernământ. Ce fel de țară dorim noi să avem? Una prezidențială, una parlamentară. Eu optez pentru o soluție care să nu creeze, confuzii, să aibă delimitări foarte clare. Atunci când avem situații semi-parlamentare, semi-prezidențiale, în practică și în experiența altor țări, demonstrează că se reprezintă o problemă. Deci avem de muncit. Au existat iarăși voci la Chișinău, în presa din Chișinău, care au vorbit despre o posibilă rupere a alianței pentru integrarea europeană și o posibilă coalizare între partidul dumneavoastră și PCRM pentru alegerea unui președinte. Cât de serioase sunt aceste speculații și cum le priviți dumneavoastră? Vedeți, în această toamnă, mai spre început de iarnă, noi vom face 4 ani de zile ca partid politic. De la lansarea ideii creierii partidului au existat aceste speculații vis-a-vis de coalizări, pactizări cu comuniștii. Însă dacă este să vă uitați la fapte, la acțiunile întreprinse de partid și de mine personal, o să vedeți că expresia viața bate filmul este una foarte adevărată. Noi am fost cei care am scos Partidul Comuniștilor de la guvernare din Republica Moldova. Nu prin declarații, prin acțiuni, zi de zi. Eu nu am cum, din toate punctele de vedere, fiind privită situația, să aduc comuniștii la guvernare. Eu vorbesc doar despre faptul că nu este corect ca un partid politic care este sprijinit de 40% din cetățenii Republicii Moldova, pe care eu nu-i văd diferiți, indiferent de opțiunea politică a unui cetățean sau altuia, ei sunt cetățenii Republicii Moldova și în funcția mea de prim-ministru eu trebuie să am aceeași atitudine pentru fiecare dintre ei. Ei, acest partid având acest sprijin popular, trebuie să discutăm cât doriți asupra motivației sau motivelor, însă acest lucru nu va fi unul relevant. Avem fapt împlinit. Nu este corect să-l ținem separat de procesul politic și decizional chiar în Republica Moldova. Pornind încă de la o premiză, opoziția are un rol foarte important într-o societate democratică. Dincolo de asigurarea acestui control a actului de guvernare în calitate de opozanți, dar și de pe poziția contribuției în edificarea statului. De aceea, toate aceste speculații rămân pe conștiința celor care speculează. Noi vom încerca, revenind la ceea ce am spus, să-i atragem pe comuniști în procesul de guvernare a țării, având această calitate de opozant. Și dacă vor fi situații în care comuniștii ar vota un proiect de interes național, eu nu văd în asta o problemă. Eu vreau să vă spun că în perioada în care dânșii erau la guvernare și eu eram în opoziție, și nu doar eu, am avut foarte multe situații când am votat unanim în Parlament legi. Pentru că acele legi vizau interesul țării. Și de aceea trebuie să-i atragem în proces și eu voi face tot posibilul pentru acest lucru. Vedeți o astfel de situație, atragerea Partidului Comuniștilor într-un vot pentru un nou președinte? Și dacă da, care ar fi acel președinte care să capteze unanimitatea? Acest președinte, acest candidat care urmează să devină președinte având votul, urmează a fi identificat în urma negocierilor, nu în urma impunerilor. Depinde cum pornești într-o acțiune. Dacă pornești din start că nu este posibil, mai bine nu te pornești. Eu cred că este posibil, orice este posibil să fie realizat. Și viața demonstrează acest lucru. Cât de cât de greu nu ar fi privit la începutul unei acțiuni sau altă, uitați-vă, se demonstrează că dacă ești perseverent și insiști, se realizează. De aceea trebuie să începem, având credința că se poate. Dar
Aici ține și de, și de cultura politică, care mai are, mai are să adauge la capitolul calitate în Republica Moldova.